O echipă de cercetători de la Universitatea din Sydney, condusă de profesorul Zdenka Kuncic, a demonstrat că memoria pe termen scurt și pe termen lung, asociate până acum cu creierul uman, pot fi reproduse cu ajutorul hardware-ului non-biologic, mai exact cu ajutorul unei rețele de nanofire. Cum au ajuns la acest rezultat, ne spune Sebastian Ujică, editor Alef News. Bine te-am găsit, Uji. Îți spuneam și înainte că de fiecare dată mă contrariezi cu subiectele pe care ni le aduci. Spune-mi ce au făcut de data asta oamenii de știință. Bună, Mihaela! Cercetătorii de la Universitatea din Sydney au descoperit că nanofirele, care reprezintă un tip de nanotehnologie în care niște fire de mare conductibilitate, invizibile pentru ochiul uman, atunci când sunt puse într-o rețea, pot să imite activitatea creierului uman în identificarea unei imagini din memorie. Practic, nanofirele acționează la fel ca neuronii, iar locurile în care se conectează între ele sunt precum sinapsele, în care informațiile sunt transmise de la un neuron la altul. Oamenii de știință au folosit o metodă prin care o persoană poate să-și aducă aminte de o anumită pisică când este prezentată o secvență de imagini cu feline. Ei bine, un om normal obține un scor de 7 la acest test, iar rețeaua de nanofire a reușit de asemenea un scor de 7. Și, de asemenea, rețeaua rămânea cu acea amintire, să-i spunem, pe termen lung. Până unde ar putea să ducă o astfel de descoperire? Știi, Mihai, am tot vorbit și aici la Alef News de inteligența artificială în ultimele luni, de platforme cum sunt ChatGPT și nu numai. Ei bine, ceea ce a reușit echipa lui Zdenka Kuncic este un nou pas spre un viitor cu roboți cu inteligență artificială. Și vreau să îl citesc pe doctorul Alan Loeffler, coautor al studiului, care pune foarte bine punctul pe ei. Munca noastră pregătește terenul pentru replicarea unor abilități de care doar creierul uman era capabil. Asta în sisteme hardware non-biologice. Uși, îți mulțumesc tare mult pentru informații.